Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru și mă bucur că avem din nou ocazia să descoperim o poveste, un om și lecții de viață care cu siguranță își găsesc locul și pentru dumneavoastră. Îi spunem astăzi bun venit în studioul RCIS FM părintelui Luca Ceugen. Părinte, bun venit la emisiunea Interviul săptămânii. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă spun și eu dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. Sunteți acum paroh la Dancu și capelan pentru bolnavii din Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, dar vorbim despre activitatea recentă pe parcursul emisiunii, dar pentru început aș vrea să facem așa o călătorie în timp la Buta, locul unde v-ați născut în 1960, într-o frumoasă familie, o familie numeroasă. Ați fost 15 frați. Iată ce bogăție și ce cadou v-au făcut părinții dumneavoastră încă de la venirea pe lume. Spuneți-mi ce vă amintiți și cum era casa familiei Lucaci în acele timpuri, când copilul Eugen făcea primii pași în lumea aceasta. M-am născut într-adevăr într-o familie numeroasă, 15 copii, 2 au murit de mici, iar ultimul care a murit acum, mâine, sunt 2 ani. Dar de mici copil am fost o familie credincioasă și mi-aduc cu plăcere aminte când seara ne adunam pe prispa casei, casă bătrânească, și făceam rozarul. Nu cred că eram chiar totdeauna atent la rozar, eram copil. Dar nu pot să uit niciodată, pentru că mai la vale din noi, satul Bute este despărțit în două de un pârâu și jos era o casă, omul și-a construit un iaz în care intra apă din pârâu și partea cealaltă așa tot în pârâu. Nu știu dacă avea pești, cred că avea, dar broaște aveau din belșug. Și se auzea acel sunet? Micii mi-a plăcut la rozarul. Când eram copil, îmi plăcea acea simfonie, acel concert al broaștelor. Cu asta am rămas în vie, mi-a rămas în amintire, în memoria mea. După aceea, iarna, sigur, ne retrăgeam în casă și tata, mama și împreună făceam totdeauna rozarul. Și mai amintesc tot așa, din ceea ce privește formarea în credință, era iarna când se construia la biserică acel prezepe, reprezentarea scenică a nașterii Mântuitorului. A ieslei, a locului în care era pus pruncul. Toate scenariile acolo, cu Iisus, Maria, animale, magi și mai departe. Numai că atunci doar îl țineam în biserică până la 2 februarie. Și era acest obicei atunci de a merge la pruncul Iisus, asta era expresia. Ai fost azi la pruncul Iisus, mă întreba mama. Și timp până la 2 februarie trebuia să mergem în fiecare zi la pruncul Iisus. Ce îi spuneați pruncului Iisus? Pentru că mi-închipui că erați un copil care nu realiza neapărat ce scop are pruncul în viața unui om, ce poate face pruncul pentru un om. Tocmai asta mai spun, că nu realizam eu atunci prea mult prezența reală a lui Iisus în Eucaristie. Dar mă duceam și mă uitam. Mai întâi mă uitam la Iisus care stă într-o iesle, înconjurat de câteva animale. Atunci erau întrebări ierni, grele, pline cu zăpară, ger, viscol, și în fiecare zi mergeam. Și eu credeam că așa e clima peste tot și tot mă gândeam. Cum de s-a născut Hristos, cum de-a rezistat pe frigul ăsta? Nu știam prea mult de atunci. Dar cred că această experiență mai târziu m-a ajutat foarte mult în vizitele mele euharistice. Asta doar a fost un prim pas. Și mergeam zi de zi și seara mama ne întreba: ai fost azi la pruncul Iisus? Asta era expresia. Și a fost totuși vreo zi în care să săriți sau să mințiți că ați fost la pruncul Iisus? Mergeam cu plăcere, nu cred că am sărit. Cred că mergeam și de două ori pe zi, când eram chiar așa la mare distanță de biserică, 400-500-600 de metri. Dar mergeam cu plăcere. Și ce era în mintea copilului Eugen atunci? Ce înțelegea copilul Eugen să vorbească cu pruncul Iisus? Știam, citisem un pic istoria sacră, știam că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că Iisus este Mântuitorul, așa ca pe o poveste o citeam. Și îi spuneam efectiv
ca de la un copil la copil. Nu pot să-i spun că îi spuneam lui Dumnezeu, îi spuneam unui copil. Ce simțeam atunci că am nevoie? Îmi închipui că în familia dumneavoastră au fost și multe lipsuri și multe probleme, pentru că știm bine, timpurile nu oferau mari posibilități. Era vremea aceea peului, era sărăcie până la urmă. Și totuși cred că în familia în care ați crescut, nu știu dacă vreodată ați simțit efectiv că ceva vă lipsește. Noi a fost suplinită partea aceasta materială? Părinții sigur au simțit-o, dar noi copiii n-am simțit-o. Eram mulți, mâncam ceea ce era. Nu făceam pretenții niciodată, dar era stăteam pe o uliță. Erau mulți copii, nu era numai noi, familia cu mulți copii, și celelalte familii aveau copii destul de mulți. Și mi-amintesc chivotele, bucurii, râsete, veselii, plânset. Era viață, într-adevăr, viață, într-adevăr, la maximum. Cu de toate. Cu de toate. Iar că era erau lipsuri, mâncam mămăligă cu cine mirea, mămăligă cu zahăr, mămăligă cu majun. Pâine era așa ca desert duminică după masă tot. Dar cu siguranță părinții au simțit lipsurile. Cât de greu mai este mult să decât ții noi, familia, pentru nu? Pentru că era un singur salariu, era tata, era salariat, lucra în domeniul contabilității și mama lucra la CEAPE pentru ca să putem menține grădina de acasă. Pentru că așa era legea, că dacă nu mergi la CEAPE, îți ia și grădina de acasă. Dacă nu e lucrat. Da. Și atunci mama mergea la CEAPE, deși eram copii mulți, uneori unele nașteri erau chiar an de an și trebuia să meargă chiar cu copiii la câmp. Mi-au povestit că m-a așezat jos după ce m-a hrănit cu lapte la sân, eram copil, n-am cum să mi-amintesc, dar n-au observat că erau un mușuroi de furnici din alea roșii. Și eu țipam ca din gură de șarpe, nu știa de ce. Când a venit la mine, eram plin de furnici. Plin de furnici. Și totul mușcatea numai roșu. Uh-huh. Dar asta era situația. De multe ori, venitul fiind era foarte precar, pentru că primăvara totdeauna trebuie să semnezi un așa numit acord global, că vei scoate la hectar atât cât îți spuneau ei. Nu depindea din noi. Dacă pământul nu este bun, îngrășăminte chimice nu erau, butea, aflându-se prin deal, n-avea de unde să aduce apă ca să face irigație, era la mila cerului. Și de-aia spun că venitul era foarte precar, dar noi copiii nu l-am simțit. Părinții, cu siguranță. Se străduia tata, de multe ori lucra cel mai mult timp la Miclăușeni, la Castelul Sturza, unde este acum o mănăstire ortodoxă, și acolo a fost mult timp administrator. Care era relația pe care o aveați cu frații și surorile dumneavoastră? Erați copii năzbătioși care făceau și boacăne și le provocau neplăceri părinților? Oare sunt copii cu minți? Dar sunt puțini adulți care recunosc că n-au fost cu minți. Asta e. Eu vă spun că n-am fost cheie de biserică. Ba chiar îmi aduc aminte că într-un an eram 3 bolnavi în familie concomitent. Bolnavi de gripă, răceală? Eu am fost venit, abia mă întorsesem de la spital, de la Târgu Frumos, cu hepatită. Nu știu ce, am avut un clenci cu o soră mai mică ca mea, nu clenci. Ne înțelegeam așa, ca între copii, era mic. Și am izbit-o, dar unde am izbit-o? Cu căzut exact în oala cu ciorbă fierbinte. Și am fost cu amândouă mâini acolo și când l-a ridicat, i s-a dus pe ele, s-a dus pe ele jos, i-a dus-o la spital, un alt frate mai mic era internat la alt spital. Mie ce să-mi facă, că nici eu nu eram sănătos. Tata trebuie să plece la servici, mama să umble din spital în spital și în același timp să facă și de mâncare la ceilalți care sunt acasă. Dar au trecut cu bine. Chiar acum când întâlnim, facem haz. Haz de timpurile trecute. Și chiar ne bucurăm. Chiar ne-am întâlnit acum sâmbătă, că am făcut 2 ani liturghierii pentru 2 ani la moartele fratele care se împlinesc mâine. Și era murit exact de ziua lui.
De ziua când trebuia să-și aniverseze nașterea? Și-a aniversat 68 de ani de viață. I-au venit copiii, nepoții de la București. El stătea în Vulcan, în Valea Jiului. A venit și preotul din localitate, el fiind acolo în comitetul bisericesc. Cruscri, seara după ce au plecat toți, s-au întors. Avea un program de rugăciune și el și soția, într-adevăr, poate mai mult decât mine. Seara după ce s-au rugat, s-au culcat și la un moment dat el a spus că Veronica, mi-e cam rău, nu vrei să-mi dai un ceai? S-a dus să-i fac un ceai și când a venit, n-a avut genul să mai bei. Cui credeți că se datorează cel mai mult înclinația aceasta către viața spirituală, către religiozitate, către rugăciune? Pentru că iată și fratele pe care l-ați menționat acum, deși nu era preot, rugăciunea avea un rol foarte bine definit în viața sa. Cine a fost părintele sau, nu știu, persoana care a ținut cel mai mult la acest aspect? Părinții mei, m-a spus, au fost o familie credincioasă, ei au avut o relație specială cu biserica și cu preoții. De multe ori tatăl meu spunea că a lucrat în contabilitate și chiar a în contabilitate de multe ori și la parohie, la Butea și chiar și la alte parohie și are relație cu foarte mulți preoți. După aceea ei au insuflat în noi această flacără a credinței. Ulterior, după aceea, eu fiind un pic mai argint viu, nu prea aveam răbdare. Dascălul care era la Butea, dascălul, cântărețul bisericesc, ținea foarte mult la mine. Și el a voit să mă fac ministrant. Deși pe atunci era încă după normele Conciliului din Trident. Deci nu se celebra în limba română. Eu am plecat la școală la 7 ani, dar am intrat ministrant la 6 ani și a trebuit să învăț toate rugăciunile în limba latină. Și m-a învățat dascălul totul pe de rost, în limba latină, că le țin minte și astăzi. Și după aceea, un rol mare a avut părintele Gheorghe Peț, primul parol la care am fost, de fapt, ministrant. El avea o spiritualitate profundă. Nu pot să-l uit toi trei. El a și suferit foarte mult în închisorile comuniste. După moartea episcopului martir Anton Durcovici, el a fost numit, de fapt, să preia conducerea episcopiei, dar așa a fost cum a fost regimul. I s-a băgat beț în roate până când în cele de urmă a fost și el luat. A și fost o răzmeriță atunci, că în două turi au încercat să le ridice de la Butea. Prima dată s-a ales cu bătăi și armata care a venit să ridice. În fața parohiei era o altă stradă care duce la vale spre Siret. Și care au scăpat cu notul prin siret. Ei, dar a doua oară când au venit după vreo lună, jumate, două, și l-au ridicat cu un elicopter și l-a dus și a făcut în pușcării. Dar eu îl țin minte, în partea a doua, prima parte, nu eram. Dânsul este cel pe care l-ați luat ca model? Nu știu, care a fost momentul în care v-a venit în minte ideea de preoție? Și la cine v-ați raportat ca persoană? Eu prima dată, cred că el a fost prima dată. Dar după aceea, al doilea paroh, când el a deja ieșit la pensie, nu mai putea, a venit pentru la Luis de Moc, care a stat foarte mult la Butea și întâi a fost vicar parohial, iar ca vicar era toată ziua cu noi, cu copiii, cu tineri, eram în jurul lui tot timpul. Și avea un dar de a discuta, de a ne face să râdem. După aceea, tot timpul făcea catehezii cu noi, duminica, totdeauna. Și tot pe vremea lui, după aceea, chiar am intrat în seminar. Iar el... Predicile dânsului au fost cele care au mișcat ceva în sufletul sfinției voastre, în sufletul copilului de atunci? Mult, extraordinar de mult. Avea un dar al oratoriei și nu numai că vorbea, dar și transmitea ceea ce spunea. Se pregătea și transmitea ceea ce spunea. Și am învățat foarte, foarte mult de la el. Iar el, pentru un grup de seminariști care eram pe timpul lui, au fost mai multe serii, dar noi care am fost în timpul când s-a construit și biserica și paroheli în Butea, eram care considerați ca și niște copii ai lui. Și noi l-am considerat ca al doilea tată pentru noi.
Povestiți-mi momentul în care ați decis să mergeți la seminar. Cum a venit această decizie și cum a fost primită de familia dumneavoastră? Și astăzi îmi spune mama, hoț ai mai fost, n-ai vrut să ne spui. Nu le-ați spus? Niciodată n-am spus la nimeni că vreau să merg la seminar. Cu toate că aveți deja acest gând. Voiam, de mic copil, am voie să merg, de când mergeam la Pruncul Iisus. După aceea, din experiența pe care am văzut-o la Părintele Peț, după aceea cu Părintele Dămoc, mereu am voie să merg, dar n-am spus niciodată nimănui. Nu puteam să intru în seminar niciodată, pentru că atunci se dădea examen din 4 în 4 ani. Și totdeauna eu cădeam între. Mai târziu s-a dat examen din 2 în 2 ani. Iar am căzut între. Și șansa mea a fost că la seminar, la ea s-a făcut liceul 5 ani, timp în care eu am făcut liceul mecanic la Târgu Frumos, 4 ani. O parte din seminariști au renunțat și pe locurile goale care au rămas, ne-am înscris mai mulți și am dat examen. Eram 7 și ceva pe loc atunci. Și așa am intrat în seminar. Deci, deși ați făcut liceu, ați făcut și serviciul militar, n-ați renunțat la ideea de seminar. După ce am intrat în seminar, am făcut serviciul militar. Dar înainte de asta, de exemplu, am terminat liceu, am primit prima repartiție de muncă, că era obligatorie atunci. Acest pe timpul comunismului, n-aveai voie să fii șomer fără loc de muncă. Era obligatorie să te încadrezi în câmpul muncii. Și după ce am terminat liceu, am primit prima repartiție de muncă, ca lăcătuș mecanic, la șantierul naval Constanța. Și ați plecat? Nu m-am dus. N-ați mai plecat, că v-ați dus la seminar. La seminar, dar n-am anunțat. N-ați anunțat nimic acasă? Nici acasă și nici mai departe la ei. Am primit a doua repartiție de muncă la uzina 23 August București. Păi cum, nici acasă, dar părinții nu știau unde v-ați dus, adică ați plecat? Le-am spus că mă duc la Iași, că am treabă. Și atât? Da, nu le-am spus de ce merg la Iași. Și când a venit rezultatul? Când a venit rezultatul, deja între timp eu primisem acele repartiții, iar a doua repartiție am primit-o cu un avertisment. Dacă nu vă veți prezenta, veți suporta rigorile, nu uit cuvintele astea niciodată, rigorile HCM-ului în vigoare. HCM-ul era cu hotărârea Consiliului de Ministri. Și atunci părinții mi-au luat, băi, vrei să plătim pe urma ta? Și atunci mi-a spus, nu mă duc, pentru că eu sunt student, cum student? Sunt tața copii în urma ta, tu crezi că... Te putem ține să fii tu student, nu? Și atunci mi-a spus, nu, știam că părintele avea grijă, părintele de mogă, am spus, a fost al doilea tată. Și știați că vă va susține? Pe toți ne-a susținut, pe toți, în privința de asta l-am considerat și nu pot, cât o trăie. Să-l uit. Mă rog și le încredințez iubirea infinită a lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut pentru noi și mai ales că a menținut credința vie în noi și în comunitatea din Vutea. Ea a fost o comunitate vie pe timpul lui. Și după aceea. Și de ce ați zis mamei că sunteți student? Ați rezolvat cumva problema pe care o avea, că vai, sunt atâția copii după dumneavoastră și ea nu vă poate susține? Care a fost reacția ei? Când a auzit, s-a bucurat, pentru că nu știa unde sunt student. La seminar nu se plătea așa mult, nu era problema. Ei a fost frică că sunt student, probabil la altă facultate și va trebui să mă susțină. Taxa la seminar era mică comparativ cu alte facultăți. Era ceva minuscul. Și s-a bucurat știind faptul că veți fi preot? Să intru la seminar, dar n-am luat de aici a plecat această încurcătură, că eu n-am luat diploma de bacalaureat de la liceu. N-ați ridicat-o, efectiv? N-am ridicat-o pentru că la aștept de la seminar s-au bazat pe cuvântul parolului. Că aveți diplomă. Am diplomă, o să vă aduc, că poate să dea examen și eu am scos diplomă mai târziu. Ba chiar când m-am scos-o, m-au și întrebat cu unde sunteți student. Că am fost singur student atunci din două clase de la Târgu Frumos. Parcă am spus minciun oarecum. Am scos la filozofie. Așa le-ați spus? Da. De ce? De ce le-ați spus la filozofie și nu că sunteți la seminar? Pe timpul comunismului era o jenă să le spui că ești, era anatema, cum adică, la teologie, tu preot, tu comunist, utecist, am fost și utecist, era situația, așa era obligatoriu, da. Și țin minte că mi-aș cerut adresa la facultate, am luat din... o revistă, adresa unei facultăți de filozofie și am dat o adresă de acolo să-mi trimită carnetul de UTC acolo. Iar
ca minciună, nu știu dacă e chiar minciună, pentru că primii 2 ani de studenție la seminar fac filozofie. După 2 ani se face teologia, așa că e minciună pe jumătate. Și ați rezolvat cu diploma, v-au dat diploma, ați dus-o la institut și ați reușit să intrați, să vă urmați de fapt visul și chemarea. Și după aceea am intrat în rândul celor la seminariști care erau la Butea. Eram ca într-o familie noi. Chiar când am ieșit preot, parcă îmi părea rău că trebuie să plec de acolo. Că trebuie să vă urmați de fapt drumul. Și ați fost trimis, prima misiune pe care ați avut-o a fost la Focșani, ca vicar. Vicar parohia la Focșani, da. Cum a fost această experiență? Să vă vedeți deja preot, trimis vicar într-o parohie și spor la treabă, nu e? Mi-a rămas la inimă pentru că, cum se spune, este prima dragoste. Și îmi plăcea, eram tânăr și îmi plăcea să lucrez mult cu copiii și cu tinerii. Și eram mereu înconjurat de copii, de tineri. Chiar mergeam, chiar vinea și sora, deși era o soră care era la parohie cu noi, mai în vârstă, nu era soră, dar noi spuneam soră. Și venea cu noi la păduri, în excursii, care le făceam cu tinerii, cu copii. Și eram mereu înconjurat. Țin minte că am făcut toată, aveam un dascăl foarte, foarte bun la muzică. Aș compus un cântec, i-am cerut eu, pe 9 voci. Și am făcut prima întâlnire colegială, am făcut-o la Focșani, eu atunci. Și am făcut cântecul meu, l-a compus el, pentru că era și compozitor dascăl, avea multe compoziții. Mi-a plăcut, mi-a rămas la inimă prima dragoste. După aceea de la Focșani am fost transferat la Rădăuți. Rădăuți la Suceava. Acolo era o mentalitate germană, austriacă. Era Bucovina Polona. Deja, era altă zonă. Ei, acum, sincer să spun, deși eu am trăit prima parte a vieții în Moldova. În Bucovina am stat aproape 6 ani, 4 ani ca vicar la Rădăuți și după aceea aproape 2 la Siret. Am fost transferat după aceea ca paro de la Siret, ca paro, a fost paro la Dărmânești Bacău. Cred că aveam 6-7 ani când eram reîntors în Moldova, în Bucovina, și nu reușeam să revin. Pentru că v-ați acomodat în Bucovina și... M-am acomodat așa de tare, de parcă era, am crescut acolo. Ce v-a plăcut cel mai mult în Bucovina? Știu că sunt tradițiile sunt foarte prezente, oamenii sunt foarte calzi și foarte dedicați, primitori. Educația era mult diferită față de încoace. De exemplu, Rădăuți au fost mulți ani primul loc pe țară ca și orașul cel mai curat. Oraș cu multe flori, era o curățenie excepțională. Iar cu tineri și copii, acolo am lucrat foarte, foarte mult. Era așa aproape, aveam Sucevița, Palma, Muntele, mergeam desuri acolo, adunam tineri care aveau mașini, mai ales că am prins o parte și după Revoluție. Când deja se mai dezvolta lumea. Și mai găseam mașini și mergeam la Vatra Dornei cu telescaunul sus pe munte. Făceam ieșiri cu ei, apoi făceam cateheze, aveam predici tematice care le făceam, la care participau foarte mulți tineri, chiar și de alte confesiuni. Și ați reușit să creați acolo un grup atât de drag, încât când v-au mutat la Dărmănești, ați simțit lipsa, nu-i așa? Și acum când merg, mai merg pe o dată, nu zic nu. În vizite? În vizite, merg la Părintele Ferenț, că am fost cu... El mi-a fost paroh la Rădăuți, el și Părintele Doboș. Și mai merg în vizite la ei. Dar când intru deja în Bucovina, parcă deja începe să intri inima la 30. Pentru că după Dărmănești ați rămas tot în zona Moldovei, în zona de jos a Moldovei, cu Oituz, cu Tețcani, deci tot pe partea aceasta. Da, Oituz, după aia Tețcani. Oituz 10 ani și după aia la Tețcani mai puțin, venind la ea și ca și capelan sanitar la Spitalul Spiridon. Dacă ar fi să numiți acasă acum, unde puteți spune că sunteți și vă simțiți cel mai mult acasă? Unde am depus mult suflet este parohia Dărmănești Bacău. Pentru că până am construit, nu se poate să construiești ceva dacă nu îndrăgești oamenii și nu pui suflet în ceva. Ori acolo am făcut o biserică nouă, toate anețile noi, casa parohială renovată din toată, o sală de cateheză mai mare decât fosta biserică,
Am cumpărat pământul vecinilor unde voia să vină alții să cumpere, să facă altceva ce nu era propice pentru spațiul aproape vecin bisericii. Și atunci am cumpărat eu și acolo am mai făcut o altă sală de cateză care actualmente folosește ca și casă mortoară. Iar în 2001, cred, 2001, cred că în 2001 au ars 23 de case. A fost un incendiu puternic și chiar în timp ce ardeam, am dus și eu să văd. Și când am văzut, mi-am știut că poliția nu mă lăsa să intru. Domnule, sunt preot, lăsați-mă în pace, eu intru. Și m-am băgat cu forța, dar m-am întors înapoi că nu mai aveam aer. Focul ardea și de o parte și de alta, normal că și oxigenul a ars. Și m-am întors când am văzut că dacă mai eram gata să mă prăbușesc. Și întorcându-mă acasă, n-am avut ce face, am dat telefon prietenului meu din Scoția. Și în timp ce vorbeam cu el, din cele văzute, nu m-am abținut și am început să plâng. Și am închis telefonul. Și el m-a sunat după o săptămână, cred, și îmi spune că dacă noi îți trimitem niște fonduri financiare, ești dispus să te ocupi de familiile respective? Prima dată am zis, 23 de case. Și am zis că da. Am vorbit cu primăria, cu primarul și am spus, domnule, ce fac eu? Cu o singură condiție, până la cota zero faceți voi, iar când privesc proiectele și avizele, nu mă trimiteți pe mine. Da, da. Dacă faceți treaba asta, restul mă ocup eu. Ei mi-au trimis fonduri financiare, mai aveam și alți prieteni în Italia și chiar am adus voluntari, au venit din Italia constructori. Și ați refăcut acele case? Nu, din temelii făcute, altele noi, da. Altele noi, da. Și după aia din Germania, din niște, la niște prieteni, la un frate care a vorbit acolo și la televiziune și pe la radio și în presă, se minte că am intrat vreo 12 tiruri. Cu ajutoare. Cu ajutoare, începând de la frigiderii, televizoare, tot ce trebuie pentru gospodăria unui om. N-aveam unde să le descarc. Și ați scos acele familii din acest impas major. Asta a fost în 2001. Iar după aia, în 2005, au fost inundațiile și o parte din case care erau pe malul apei au fost luate de ape. Și țin că nu știu, ne-am scris eu atunci și mi-au cerut fotografii cu casele care sunt afectate de ape. Domnule, ce fotografii să vă trimit? Că nu mai sunt. Da, și am fotografiat cum mai erau prin copaci de pe lângă ape, tot felul de rufi, haine agățate de copaci, ce mai rămas prin copaci. Că asta mai este. N-am ce să vă trimit, decât restul a fost dus de apă, a fost vigilează. O viitură puternică. Și atunci nu pot să calcul, nu este meritul meu, este meritul Caritasului Iași. Ei s-au ocupat, au intervenit, eu doar ce am primit muncitorii, au stat la mine, am vorbit cu familie, mereu toată ziua stăteam împreună cu ei, dar cât privesc fondurile financiare, materialele, astea au contribuit Caritasul Iași. N-ați avut misiuni ușoare prin comunitățile pe unde ați avut sarcini să păstoriți comunitatea, dar se pare că ați făcut față cu brio și dacă chiar înainte de emisiune întrebam o persoană care vă cunoaște ce fel de om ați fost ca paroh în comunități și mi s-a zis așa, extrem de apropiat de oameni. Și știu că toți oamenii pe unde ați fost v-au îndrăgit și le-ați rămas la suflet pentru că ei au simțit că țineți la ei și depuneți toate eforturile pentru comunitate. Eu asta v-am spus, pentru că dacă faci ceva din iubire, nu-i sunt greutatea. Dacă o faci cu așa numai ca să fii făcut, atunci e greu. E greu și să mănânci, dacă n-ai poftă. Acum sunteți și capelan pentru bolnavii din Spitalul Sfântul Spiridon. În ce constă, de fapt, această misiune și ce presupune, ce trebuie să faceți dumneavoastră? Noi nu trebuie să uităm cum este formare în trup și suflet. Nu numai trup. Ori oamenii foarte mult au nevoie numai de vindecarea fizică, biologică, trupească, au nevoie și de vindecarea spirituală. De exemplu, eu am făcut o mică experiență de o lună într-un concediu. Am fost plecat la Edinburgh, în Scoția.
familie în fiecare an. Și acolo m-a întrebat preotul, ce vrei să faci? Când fiecare m-a întrebat. Și zic, anul ăsta vreau să fac experiență cu tine, că era numit atunci capelan sanitar pentru spitalul din Edinburgh. Zic, vreau să fac experiența cu tine. Când de vizitat, m-am săturat de vizitat. Și am mers cel mai mult la un spital oncologic în fază terminală. Dar am rămas uimit când, după ce discutam cu bolnavii, când îi vedeam senini, calmi în fața morții, se minte că era un chiar preot, bătrân, un păr alb, cu o barbă albă, care eu l-aș botezat Father Abraham. Și acest Father Abraham mi-a cerut, vreau ca ultima dezlegare la spovadă și ungerea sfântă să o primesc de la preotul român, de la mine. Și am dat-o și după câteva zile după aceea pleacă la cele veșnice. Componenta spirituală are un rol extraordinar de mare, chiar și în vindecarea biologică. Dar un om, dacă el este apăsat spiritual, sufletește, nu are cum să se vindece trupește. Nu se poate vindeca nici trupește. Este nevoie și de această componentă spirituală. Și eu am rămas uimit, de exemplu, în Scoția. Era mult mai simplu. Eu am crezut că și aici la noi la fel, dar nu-i chiar așa. Acolo când mergeam, de exemplu, mergeam direct la secretariat, când intra un bolnav, când l-a la spital, îi lua și religia. Catolic, ca să știe can, ce can, fel de... Fără religie. Iar noi când intram la secretariat, apelam direct pe computer și acolo pe computer scria catolicul, etajul, salonul, patul. Și mergeam direct. Dar aveam, cum se cheamă, emblema la aici, epsonul. Și pe baza asta nu ne oprea nimeni, intram. Aici este un pic mai greu de intrat, dar... Probabil încă nu se pune atât de mult accent pe zona aceasta spirituală, de care e nevoie totuși în spital. Este, de exemplu, am avut aici un caz, l-am dat exemplu și la predică, când am fost acum cu Sfântul Luca aici în catedrală. Era o femeie, mi s-a spus că este în comă, nu știu dacă chiar era în comă. Și în timp ce eu mă rugam, nu era nimeni în salon, era singură, ea avea cu ochii închiși, nu i-a mai deschis, dar în timp ce am început să mă rog și când am auzit cuvintele din rugăciune, Dumnezeu, Iisus, probabil ea primea, recepționa totul din afară, dar nu se putea exterioriza. A încercat de câteva ori să deschidă ochii, dar n-a putut. Dar am văzut câteva... Ați văzut zvâcnirea. Zvâcniri ca să deschidă. N-a putut, după aceea, eu văzând treaba asta, am început să recit mai rar, să mă rog rar, că am văzut că vrea să deieși din buze. A început să miște buzele, nu le-a putut, n-a cred că articula niciun cuvânt, dar m-am gândit, ea în interior a fost împăcată. Și a recepționat. A recepționat și cu siguranță a auzit că i-am dat dezlegarea. Împărtășanie n-am avut și dau că nu puteam, că era inconștientă. I-am dat și îndrugneața plenară și a doua zi când m-am dus, îmi spune că la 3 ori, după ce am plecat eu, am s-a stins în liniște. Da. Sunt atât de mulți oameni pe patul de suferință, sunt atât de mulți oameni care poate mai au doar câteva clipe, minute sau, nu știu, zile de trăit. Ce le transmiteți acestora? În calitate de capelan, de preot care a văzut atât de multe suflete trăindu-și ultimele clipe. Este tocmai această împăcare cu ei înșiși, această împăcare cu Dumnezeu. Odată ce te-ai împăcat cu Dumnezeu, deja ești eliberat de o povară care te apasă. Și ce să le transmit? Eu pot asta să le transmit. Totdeauna, și în parohilii pe unde am fost, totdeauna, în biserică spuneam, chemați preotul înainte de a merge la spital, nu după aceea. Pentru că în spital este mult mai greu să intru. Și de multe ori întrebam câte unii care nu mă cheamam, dar de ce nu m-ați chemat înainte? Păi, părinte, știți, n-am vrut să vă deranjez. Și de multe ori le-am spus, chiar și aici la Dancu le-am spus, niciodată nu mă deranjați. Când mă chemați pentru când mă chemați pentru bolnav, fie la miezul nopții, fie la 3 dimineața. Dar mă deranjați atunci când nu mă deranjați. Atunci mă simt deranjat.
Când m-a făcut preot, stau degeaba. Și nu asta este scopul meu. Asta e, de fapt, împlinirea pe care o simțiți. Să le fiți împlinirea mea și binele lui, pentru că dacă îi vorbești despre iubirea infinită a lui Dumnezeu, Dumnezeu iubire, despre gloria la care suntem chemați să participăm veșnic, este imposibil ca cineva să nu-și dorească acest lucru. Și sunt realități pe care nu că riscăm să le pierdem. Nu le băgăm în seamă și plecăm apăsați în această lume. Ori, înainte de a face pragul, pasul, de a trece pragul în faza a doua vieții, această trecere trebuie pregătită. În activitatea dumneavoastră de capelan sunt convinsă că vedeți atât de multe cazuri care vă marchează cu siguranță, pentru că oricât de obișnuit sunteți cu spitalele, cu bolnavii, cu moartea până la urmă, sunt povești care vă rămân la suflet într-un fel și vă marchează. Ne puteți da un exemplu în acest sens? Da, cred că anul ăsta a fost un caz la spitalul Spiridon. Era chiar o consoteancă de-a mea, de aceeași generație cu mine, dar eu n-am mai recunoscut-o. S-a transformat, ea a fost plecată de la 14 ani, eu tot de la 14 ani am fost plecat mereu prin lume. Vara lucram pe jantieri, pe unde puteam, fiind mulți la părinți, și eu n-am mai recunoscut-o. Am fost prima zi, a doua zi când m-am dus din nou la ea ca să o împărtășesc, nu mai avea picioare, îi amputasele picioarele. Și atunci am plecat acolo așa demarcat, încât nu știam pe unde merg. Și tot mă gândeam de seamă cu mine, de ce generație, n-am fost în aceeași clasă, dar aceeași generație, la altă școală, că erau trei școli în Butea. Și efectiv am urcat în lift, știam că la chirurgie, la Spiridon Tonioana, ieșire este pe la demisol. Fiind marcat, ca la toate celelalte spitale, ieșirea e pe la parter. Și am apăsat parter. Am ieșit la parter, era la 9:30 noaptea. Am apăsat parter, m-am dus la ușa de ieșire. Și când m-am trezit într-o sală, zic, opa, că aici nu e ieșirea. Ați ratat ieșirea. Nu e ieșirea, acum intră înapoi. Îmi trebuia card sau cifru. M-am dus la cealaltă ușă, vis-a-vis care face legătura din chirurgie 1-2 cu 3-4. Aceeași problemă, card sau cifru. M-am dus la ușa principală, din față, din stejar mare, dau să o deschide, un cuiat cu cheia, trag eu de ea, nimic. Mai văd ușa mai în spate, intru acolo, acolo am văzut că de fapt e anfiteatru. Și atunci am început să bat prin uși. Dar ușile dădea un hol. La 9:30 și personalul s-a cam retras prin cabinete și așa mai departe. Nu m-a auzit nimeni. M-am așezat jos pe marmură, stau până dimineață pe marmură asta, cam greu. Mă gândeam tot la ea. Și noroc că aveam telefonul la mine și am sunat o doamnă doctor catolică, care vine foarte des la biserică aici. Și ea a trimis de la secție, deși era acasă, și mi-a deschis ușa și am ieșit afară. Erau două busturi acolo, țin minte că am și spus, sunt două busturi de medici aici, doamnă. Dacă nu-mi deschide cineva ușa, dimineața o să fie trei busturi, doi medici și un preot. Iată un exemplu prin care ușile închise nu v-au permis să ieșiți din spital. Au fost și experiențe în care ușile spitalului au fost închise și nu ați putut intra și ajunge la un bolnav? Da, și asta m-a durut. Am avut cazuri, cred că o lună jumate, două, nu ți-am minte exact. A spus că numai ziua pot să intru, tot noaptea era. Numai ziua și cu acceptul medicului, medicul general, medicul directorul, managerul, după ce fac toate analizele de COVID. Și a zis, doamnă, am făcut și de 3 ori pe zi test COVID, că mergeam la un spital la altul, îmi făcea de 3 ori cu biețele în nas acest test. L-am făcut, m-am săturat, zic. Părinte, asta este lege. Timp în care vă grăbeați la un bolnav, vă chemase cineva? Familia m-a trimis, el își dorea, eu voiam să intru. Și n-ați reușit până la urmă? N-am reușit și, până la urmă, am dat telefon și la alți medici, au intervenit
Și a spus, managerul a spus, nu, numai mâine. Păcat, din păcate, noaptea s-a stins. Dar totuși, există o portiță. În caz de calamitate, de cutremur, de război, sunt așa numitele dezlegări sub condiții. Și eu atunci am ieșit în fața spitalului, știam etajul, am așezat în fața spitalului și am zis, Doamne, ea vrea, familia mă trimite, eu vreau. Ține cont de toate acestea. Mai mult de atât, ce pot să mai fac? Și am dat dezlegare de afară, sub condiții, și am zis că restul suplinește iubirea și mila lui Dumnezeu. Foarte frumos. Dar m-a durut și îl simt și astăzi durerea. Că aș fi putut să merg acolo la capul lui și n-am putut. Această activitate de capelan va aduce și, nu știu, experiențe frumoase, experiențe care vă marchează pozitiv? Pentru că mi închipui că vă întâlniți foarte mult cu durerea, cu neputința, cu suferința, dar sunt și mici bucurii de care aveți parte? Da. Am de învățat chiar de la oameni, de la foarte mulți oameni, cum să suferi, cum să-ți îndeplinești un program religios, chiar și în spital. La rândul meu și eu am fost de multe ori internat, când nu sunt o fire, chiar dacă sunt mai voluminoasă, dar am multe operații. Ei, am văzut oameni, când am fost internat la spitalul din Moinești, care respectau cu strictețe un program de rugăciune pe care eu, ca preot, aproape nu îl puteam respecta. Nu se jenau de preot, de medici, de restul pacienților, nu. Veneau, se rugau, aveau cărți de rugăciune, aveau rozarul și am zis că de la ei pot să învăț. Sau că am văzut chiar oameni care știau să oferi suferința, chiar am povestit, oferi suferința asta pentru păcatele mele, pentru păcatele copiilor și așa mai departe, care pe mine m-au marcat profund în bine. Și am scut, asta ar trebui să le spun eu lor, nu ei mie. Cum facem totuși, părinte, să acceptăm suferința, indiferent de forma pe care o capătă ea în viața noastră? Poate pentru unii e o formă mai gravă, pentru unii e doar, nu știu, o neplăcere, dar care mi se pare că e atât de greu de dus. Cum facem să acceptăm că toate vin de undeva și trebuie să le ducem? Nu trebuie să o căutăm, că ea vine de la sine. Nu cred că e om fără suferință, om fără cruce. Dar eu țin minte asta tot de mic copil, de la mama. De multe ori când aveam de suferit ceva, îmi spunea, te plângi pentru atâta? Gândește că Iisus i-a bătut cui în palme. Te plângi pentru că ți-a intrat un spin în mână? Gândește că lui Iisus i-a băgat atâta spin în cap. Și asta a avut după aceea efect în viața mea ulterioară, ca să înțeleg suferința sau valoarea salvifică a suferinței, dacă este unită cu suferința lui Hristos. Cum spune Sfântul Paul, completez în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Iisus Hristos. Ca să spun că accept suferința cu plăcere, nu cred că o va face nimeni, pentru că suferința nu e o plăcere. Pentru nimeni. Pentru nimeni, dar o accept, fiindcă are o valoare salvifică în ea, dacă este unită cu suferința lui Hristos și știu să-mi duc propria cruce. Greu de asimilat această lecție a vieții, dar dumneavoastră păreți foarte stăpân pe ceea ce spuneți și cu siguranță datorați acest lucru unor oameni care au trecut prin viața dumneavoastră, v-au împărtășit din propria experiență și v-au ajutat să deveniți ceea ce sunteți astăzi. Cui îi mulțumiți astăzi pentru ceea ce sunteți? Întâi și întâi, normal, bunul Dumnezeu, că mi-a dat viață. El este cel care a pus, cred că, acest germen al preoției în mine și cred că tot el a avut grijă să-l dezvolte bine, să-l ude, să crească. Că, cu siguranță, dacă stau și mă gândesc bine în sat, la mine, din generația mea, eu nu eram cel mai cuminte copil. Erau alții mult mai cuminte decât mine. Și de ultima m-am întrebat de ce Dumnezeu m-a chemat pe mine și nu pe alții. Ulterior, reflectând și văzând și la apostoli, zic, Hristos nu a ales apostolii chiar cei mei sfinți. Poate de multe ori ne-a ales pe cei mai puțin sfinți, ca să devenim sfinți, să muncim,
să devine sfințeri. Cei care erau mai buni, și care așa, bun, lasă, ei și găsesc împlinirea ei în altă parte. Și de multe am spus, eu recunosc, n-am fost cheie de biserică, am fost copil. Am făcut obraznicii cât nu-mi cape, nu pot să le spun pe toate. Chiar un coleg îmi spunea de multe ori în seminar, de ce nu scrii o carte, o amintire copilării ca și Ioan Creangă? Că e povestea, am multe povești. Păi dacă o scris Ioan Creangă, de ce nu stai să mai scriu și Iosef? Scrie Părintele Luca, ce de acum? Nu e târziu. No, dar am avut. Și chiar și... Și în acea carte puteți spune și lista de mulțumiri pe care v-am provocat acum să o scrie. Așa, asta spuneam. Prima mulțumire este Dumnezeu, părinții că m-au adus pe lume și n-a fost greu să-i crească 15 copii. Știu că mama, discutam odată, dar mulți ani în urmă, nu știu, al câtelea copil a avut, nu știu, fel de infecție, o boală și medicul i-a spus, dacă nu faci avort, cu siguranță vei muri. Și mama a spus, chiar dacă mor, eu nu fac avort. A născut, a venit acasă, a dus copilul, a mai stat ce stat, la întrebări, s-a îmbolnăvit. Rău. Și nu erau ambulanțe, ca astăzi, cum erau atunci. Nu sunt din astea, atunci au venit un camion ca să o iei, să o aduc la spital, nu știu, la Târgu, să o iași. Știind că boala e gravă, ca așa i-a spus medicul, asta i-a spus tata. Dacă e să se întâmple ceva, adică ce a spus medicul, că va muri, te rog frumos, ai grijă de copii. Tata a căutat să o încurajeze cât a putut, dar la un moment dat n-a mai rezistat, s-a întors cu spatele și a început să plângă. Conștient fiind că s-ar putea să era, nu se mai întoarcă. Era sigur că nu se mai întoarce, că așa a spus medicul. S-a întors după aceea vindecată și a mai avut încă mulți copii după aceea. Și a ajuns până la 15 copii. Categoric, mulțumirea dumneavoastră se îndreaptă către părinți și în continuare, cu cine după continuăm aceea, această listă? Mulțumesc de asemenea părintelui, m-a spus, Alois Dămoc, care ne-a susținut. Am învățat de la el foarte mult. Ne rugam împreună tot timpul rozarul în jurul bisericii. Deși noi eram studenți, el era paroh, dar făceam rozarul împreună. Când am devenit diaconi, făceam chiar și breviarul împreună cu el. Cum avea biserica și casa în construcții, mereu avea demers cu mașina, că era greu de materiale, foarte greu. Trebuia să meargă și la Craiova și la București și tot timpul lua în mașină câte un student cu el ca să nu fie singur la drum. Dar pe drum, așa ne frumos ne vorbea despre frumusețea preoției și apoi ne rugam împreună și iar așa a rămas uimit, știa toate litaniile în limba latină. Toate rugăciunile în limba latină. Și tot timpul ne vorbea pe drum despre preoție, ne rugam împreună pe drum și asta a ajutat la creșterea, la dezvoltarea acestui germen al preoției. Pentru asta nu pot să-l uit niciodată. A contribuit mult, poate nu știu dacă rămâneam sau nu rămâneam, ajungeam sau nu ajungeam preot, dar se datorează mult, poate cel mai mult lui. Chiar am avut la un moment dat o tentativă de a ieși din seminar, recunosc. Pentru că am intrat într-o clasă care e deja făcut 3 ani de seminar în domeniul de seminar. Au studiat scriptura, limba latină, greaca, ebraica, franceza. Eu am studiat păi era greu venind de la liceu mecanic. Și la un moment dat am zis, nu cred eu că am să reușesc să-i ajung din urmă niciodată. Și mi-a venit greu. Prima dată m-a dus și am spus, părinte, eu v-am spus că vreau să merg la seminar, dar tot eu vă spun că mi-e greu să-l duc. Nu cred că voi reuși. Și el și mi-a spus, tu vrei să fii preot? Vreau, dar nu cred că pot. Dacă vrei, îți spun eu că tu ai să poți. Important e să vrei și să muncești. Și eu te asigur că ai să ajungi. Și ai să poți să faci lucruri mari. Și datorită lui, prima dată nu i-am dat crezare și m-am dus chiar și la rectorul seminarului, Părintele Ferenț. Și el mi-a dat același sfat. Rămâi, pentru că Dumnezeu te va ajuta. Și le mulțumesc acum la amândoi
că am ajuns preot și mai putem să ajungem și la pensie. Să fiți sănătos, reveniți în studioul RCS FM și atunci când veți ajunge la pensie. Vă doresc succes, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră și mai ales vă doresc putere de muncă în continuare în deloc ușoara misiune pe care o aveți. Dar frumoasă! Vă mulțumesc și dumneavoastră și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să fiți atenți și treji la strigătul celor de lângă dumneavoastră. Așa cum și părintele v-a zis, puteți fi de ajutor cu siguranță tuturor. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la interviul săptămânii. Toate cele bune! Interviul săptămânii la RCIS FM.